neproducători din toată țara și din străinătate și, cum zicea colegul, că tot sărbătorim, moldovenii sărbătoresc astăzi, au Ziua Națională din Moldova, din Republica Moldova. Sunt în proporție de 80% sunt vinuri albe, 20% sunt roșii și rozeuri, avem și spumante înscrise în concurs. Pe această cale vreau să fac un apel producătorilor mici din zonă, fiind un concurs care își dorește să promoveze vinul și vinul ca și un ambasador al turismului, cum bine zicea domnul președinte, să trimită cât mai multe probe să avem, să vedem, să se evalueze și ei. Juriul este alcătuit din 7 degustători autorizați, mediile, notele vor fi de la 0 la 100, practic vor lua medalie de aur vinurile care au de între 86 și 92 de puncte, peste 92 de puncte va fi marea medalie de aur, de la 82 la 86 va fi medalia de argint. Sistemul de notare este cel al OIV-ului, Organizația Internațională a Viei și Vinului. Sperăm, ca și în anii trecuți, că vom avea vinuri bune în concurs, vinuri de calitate, așa cum le-am văzut noi în timp ce le secretizam, ca juriul să nu le cunoască, să nu vadă ce vinuri sunt și atunci, la sfârșit, să avem, avem niște premii interesante. Vă mulțumesc! Bună ziua, sigur, în general producătorii vorbesc mai puțin și vorbim mai mult prin rezultatele la concurs. Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă este organizația reprezentativă a viticultorilor din România. Reprezentăm 80% din piața vinului din România. Trebuie să vă precizez că suntem bucuroși că organizăm astfel de evenimente în parteneriat cu autoritățile locale. Asta trebuie să se generalizeze la nivelul fiecarei filiere de produs agroalimentar. Dacă vom reuși să ne și facem cunoscute produsele noastre, vinurile, pentru că suntem într-o competiție pe piața liberă a Uniunii Europene, cu siguranță vom avea și succes. Efortul investițional pe care producătorii, fie mari sau mici, l-au făcut în ultima perioadă este substanțial. Mă bucur că avem investitori români în viticultură și investitori străini. În general, mă simt mândru că avem investitori români și trebuie să le acordăm atenția cuvenită și să știți că nu e așa de ușor să cultivi un hectar de viță de vie astăzi pe fondul crizei și pe fondul unei contracții a pieței și sigur că cu sprijinul dumneavoastră putem să ne promovăm imaginea de țară viticolă importantă. Avem 183.000 de hectare plantate cu viță de vie. Românul, în general, este un consumator de vin. Trebuie să facem o educație a consumatorului de vin în România, începând de la liceu, pentru că este important ca tinerii din ziua de astăzi să înțeleagă importanța unui consum moderat de vin și sigur că legat de rezultatele la concurs, noi doar o să luăm la cunoștință de ce evaluări vor fi făcute de către colegii noștri degustători care sunt profesioniști și sigur ne vor spune exact care sunt rezultatele. Restul veți vedea la fiecare fel.